sunt specialist principal în secția Relații Internaționale și Suport Managerial în cadrul Bibliotecii Naționale Republicii Moldova. Astăzi doresc să vă povestesc despre un proiect intitulat Prisoarele Bessarabiene și alte documente istorice vechi de la începutul secolului XIX, un proiect în domeniul salvgardării patrimoniului documentar, sprijinit de către Ambasada SUA în Republica Moldova, Fondul Ambasadorului pentru Conservare Culturală. Proiectul a derulat în anii 2017-2019 și a fost implementat de către angajații Bibliotecii Naționale Republicii Moldova și membrii Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, Alexei Rău. Vreau să vorbesc despre proiecte. Aici aveți pe slide trei definiții a proiectelor. Preferata definiție este prima, a mea, care spune că un proiect este un efort temporar întreprins pentru a crea un produs, un serviciu sau un rezultat unic. Această definiție este dată de Project Management Institute și cuprinde toate elementele necesare pentru a implementa un proiect în bibliotecă. Și, în primul rând, se creează produsul sau serviciul nou, el este unic și, totodată, se menționează că este și o activitate temporară. Cât privește celelalte definiții, aici, vedeți, apar mai mulți factori. Este un efort tranzitoriu, întreprins pentru a atinge obiectivele planificate sau o activitate care are început și sfârșit și este desfășurată pentru a atinge anumit scop la o calitate stabilită, în anumite constrângeri de timp și limite de cost. Ceea ce se mai adaugă și alte elemente de cost, timp, scop, calitate și așa mai departe. Deci toate sunt aplicabile pentru bibliotecare. În ce privește proiectele implementate de Biblioteca Națională din Republica Moldova, în perioada din 2002-2021 am avut în total 14 proiecte majore, dintre care 3 proiecte se referă la domeniul conservării și prezervării documentelor. Adică acest domeniu este unul din domeniile prioritare la care proiectele continuă să fie sprijinite de către sponsori și donatori străini. Primul proiect s-a numit Crearea Centrului Național de Conservare și Restaurare, sprijinit de Fundația Soros în Moldova în anii 2003-2004. Al doilea ținut de crearea programului Național Memoria în Moldovei, realizat în 2015 și sprijinit de Ministerul Culturii și Cercetării. Și al treilea proiect despre care vreau să vorbesc astăzi se numește Prisoarele Bessarabiene și alte documente istorice din secolul XIX, sprijinite de Ambasada Statelor Americii în Republica Moldova. Pe lângă aceasta am menționat și un proiect de digitizare, deși el nu ține de domeniul conservare și prezervare, dar pentru acest domeniu este foarte important pentru următoarele proiecte, care credem că în viitor vor fi elaborate de bibliotecă în domeniul cărților vechi și rare. Aici aveți reprezentat imaginea Prisoarelor Bessarabiene până la conservare, procedurile de conservare și restaurare. Deci, vedeți starea lor în care se află, au urme de atac xilofag, aceste găurele, au pete, multe au pete brune, pete de mucegai, pete de ceară, pete de murdărie, cotoarele și marginile sunt deteriorate. Adică mai multe elemente demonstrează că aceste hrisoare se află într-o stare mai puțin bună. În următorul slide vedeți deja un hrisou basarabian, act basarabian, restaurat. Aici vedeți că el a fost curățit, a fost adăugit ceva hârtie, toate bunurile au fost separate și el se păstrează într-o folie de hârtie specială și are și elaborat și pașaportul acestui document în care se descriu și măsurile de tratament, precum și starea lui actuală. În general, toată colecția pe care o deține Biblioteca Națională Republicii Moldova constituie ceva mai mult de 200 de hrisoare bessarabiene. Fiecare hrisov are de la 1 până la 5 pagini. În total sunt mai mult de 400 de pagini.
dimisiunile lui se apropie, fiecare presop se apropie de dimisiunile hârtiei A3 și textul este scris în română și în rusă. Uneori se întâmplă că este numai o singură limbă. Pe hrisoare mai sunt și notițe ale diferitor cititori, autori. Sunt tipărite pe hârtie manuală cu cerneală neagră. Și cum, ce s-a efectuat cu aceste hrisoare, cu această colecție? Ce ați văzut și cum arată ele la moment? Procedurile care s-au aplicat sunt curățirea mecanică cu guma, completarea golurilor, fisurilor cu hârtie japoneză, tăierea hârtiei în plus și presarea folierilor restaurate între filtre de uscare și realizarea cutiilor de protecție. Dar realizarea cutiilor de protecție nu a fost pusă în planul proiectului, deci realizarea acestor cutii urmează să mai fie dezvoltată în bibliotecă. Un alt rezultat al proiectului este echiparea celor două secții participante în proiect, secția de carte de ghișirare, în special depozitul, care a fost înzestrat cu trei condiționere, trei umidificatoare portabile, două hidrometre și un aspirator. La fel au fost confecționate și 26 de piese de mobilier expozițional, care permite acum să desfășoare secție etate, o activitate de expoziție mult mai largă. Și ceea ce privește acest echipament, el dă posibilitate să se mențină condițiile necesare de păstrare a cărților de ghișirare. În imagine aveți echipamentul de expoziții, vedeți că sunt și mese de formă pentagon și rafturi iluminate, și mese și rafturi iluminate, foarte bine plasate pe teritoriul adiacent secției de carte de ghișirare. Centrul tehnic de conservare și restaurare a Bibliotecii Naționale Republicii Moldova a fost și dotat cu mai multe echipamente, o cameră de dezinfecție, un cutter sau un tăietor de hârtie și un aspirator care are microduze care se asamblează la echipamentul obișnuit de aspirator. Alte rezultate a proiectului constau în aceea că mai mult de 25 de specialiști bibliotecari de Moldova au participat la diferite activități. În general au fost trei evenimente organizate, o masă rotundă și două ateliere internaționale conduse de patru trainer internaționali reprezentanți Bibliotecii Congresului Statelor Americii. Primul atelier s-a numit Politica de prezervare a colecțiilor de documente, realizat la 21-23 martie 2018, la care formatorii au fost Nancy Lev Alexander, specialist stabilizarea colecțiilor și conservare preventivă și Alan Haley, specialist prezervare. A doilea atelier s-a numit Tehnologii și metode inovaționale în restaurarea documentelor vechi, care a avut loc în perioada 4-7 decembrie 2018, între același an, și a fost condusă de Susan Peckham, conservator senior hârtie, și Daniel Peterson, conservator senior carte rară. Adică, 25 bibliotecari au avut parte de o instruire în domeniul teoretic și practic, și al doilea atelier, care cuprinde diferite tehnici de lucru, a fost de mare interes, pentru rândul bibliotecarilor. Ca rezultate adiționale, rezultate pe care nu le-am așteptat, suplimentare, tot ce am vorbit mai înainte au fost rezultate care noi le-am planificat în proiect. Am planificat din timp să fie training-urile, am planificat din timp să fie echipate două secții, dar am obținut și alte rezultate care la fel ne bucură. De exemplu, s-au proiectat și s-au fabricat suporturi din sticlă organică în scopuri expoziționale.
Specialiștii din Statele Americe au văzut că Biblioteca Națională are foarte multe expoziții și ne-au recomandat să confecționăm suportul noi. Pe lângă aceasta, ne-au recomandat să utilizăm suportul sub formă de triunghi din carton pentru a sprijini cărțile, anume cărțile vechi și rare, necesită un sprijin adițional ca să nu le deschidem la 180 de grade. Astfel, cartea rămâne mai puțin stresată de la deschiderea ei și foile și cotorul este mai puțin stresat. Un alt rezultat a fost și schimbarea atitudinilor specialiștilor din Statele Americii cu privire la vizitele în Moldova. Pentru că la început era foarte greu să îi convingem să vină până în Moldova, iar acum tot departamentul se gândește la următoarele proiecte și la posibilitățile de a veni în Moldova și a lucra mai departe cu bibliotecarii din Moldova. La fel, s-au construit și relații noi cu membrii echipei de proiect și cu furnizorii locali de servicii. Toți acești furnizori sunt și în prezent furnizorii Bibliotecii Naționale de Bucii Moldova, adică ei au trecut din program în toate activitatea de mai departe. Acum aș vrea să vă vorbesc de câteva concluzii la care am ajuns în calitate de manager de proiect. În primul rând, personalul implicat în proiect, aș spune că ar trebui să aibă o serie de abilități organizatorice, abilități antreprenoriale, să demonstreze creativitate, o capacitate de a aborda sarcini necunoscute, să demonstreze abilități de cercetare, analiză și sinteza informațiilor, un nivel ridicat de receptivitate a noului, să studieze inovațiile în domeniile convexe și să aibă capacitatea de a prevedea cursul de dezvoltare microeconomică și macroeconomică, promptitudine și altele. Și sper că aceasta să vă fie de folos dacă doriți să începeți un proiect. Pe lângă aceasta, alte concluzii vin în legătură cu modul de activitate a Bibliotecii Naționale Republicii Moldova. Aș spune că în proiectele care au fost derulate participă un cerc mic de persoane, mai rar participă o direcție, mai rar participă mai multe secții din diferite direcții și este un domeniu în care Biblioteca Națională ar putea să dezvolte mai departe. Inclusiv și prin încurajarea formării continue în domenii care dezvoltă abilitățile necesare, să se facă investiții în formare continuă pentru personalul care manifestă interes pentru activitatea de proiecte, să se încurajeze schimbul de experiență cu alte biblioteci și centre de informare care prestează sau implementează proiecte, precum și cu ONG-urile care activează în bază de proiecte. La fel, este importantă asigurarea cadrului legal activității de management de proiect, inclusiv a posibilității managementului financiar, pentru că, la moment, toate operațiile financiare, bancare, sunt efectuate prin intermediul Legii Bibliotecarilor de Republicii Moldova, ANEXRL, și nu prin Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Încurajarea valorificării rezultatelor și experienței obținute pe parcursul implementării proiectului de succes și orientării spre rezultatele pe termen lung. Explorarea relațiilor internaționale pentru a obține cât mai multe parteneriate, beneficiul ambelor sau mai multor instituții. Și cu aceasta aș vrea să încheie prezentarea mea. Vă doresc succes și vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să mă contactați la adresa și telefonul indicat. Mulțumesc!